Vom rezolva în cele ce urmează o problemă de geometrie plană cu cerc, modelată după problemele de la subiectul 3, problema 1, din testele de antrenament pentru evaluare națională. Bun, avem aici în felul următor. În figura de mai jos, punctele A, B, C, O și E sunt coliniare, astfel încât AB este egal cu BC, egal cu CO, egal cu OE și egal cu 6 cm. Iar punctul F este un punct care aparține cercului de centru O și rază OE, astfel încât măsura unghiului CEF este de 30 de grade. La punctul A mic, atunci ni se cere perimetrul triunghiului COF. Deci să ne notăm ceea ce cunoaștem pe desen. Avem faptul că raza cercului este de 6 cm, iar OE, OC, BC și AB sunt segmente congruente, deci lungimea fiecăruia dintre aceste patru segmente este de 6 cm. Și ni se dă în plus faptul că măsura unghiului CEF este de 30 de grade. Iar nouă, la punctul A mic, ni se cere perimetrul triunghiului COF. Punctul de pornire în rezolvarea acestei probleme va fi faptul că măsura unghiului CFE este de 90 de grade. Unghiul CFE este un unghi drept. De ce acest lucru? Pentru că unghiul CFE este un unghi înscris în cerc care subîntinde diametrul cercului. Adică arcul de cerc subîntins de CFE este semicercul CE, care are măsura de 180 de grade. La fel ca semicercul opus CE, în total având suma de 360 de grade. Unghiul înscris în cerc CFE are măsura egală cu jumătate din măsura arcului subîntins de acesta, adică 90 de grade. Este motivul pentru care noi știm că în orice cerc, unghiul înscris care subîntinde diametrul cercului are măsura de 90 de grade, indiferent unde ar fi vârful acestuia pe cercul nostru. Și atunci, măsura unghiului CFE este de 90 de grade. Deci, triunghiul nostru CFE este un triunghi dreptunghic în care măsura unghiului cu vârful în E este de 30 de grade. Deci, este un triunghi dreptunghic 30-60-90. Și ce vreau să zic cu 30-60-90? Vreau să zic că atunci, lungimea catetei care se opune unghiului de 30 de grade, adică a catetei CF, este egală cu jumătate din lungimea ipotenuzei. Deci CF este egal cu CO, egal cu OE, egal cu 6 cm. Triunghiul nostru, CFO, deocamdată știm că este un triunghi isoscel. Dar, la fel ca OC și OF, este rază a cercului, distanța de la centru la unul din punctele de pe cerc. Deci, triunghiul nostru, CFO, este, iată, un triunghi echilateral și perimetrul său va fi de 3 ori latura, adică 18 cm. Așadar, să ne scriem rezolvarea. Deci, în primul rând, am stabilit că măsura unghiului F este de 90 de grade. De ce acest lucru? Deoarece F este un punct care aparține cercului de centru O și rază OE, iar CE este diametru al acestui cerc, de unde rezultă, și aici nu trebuie să dăm explicații suplimentare, este cunoscut acest lucru, faptul că măsura unghiului CFE care subîntinde diametrul este de 90 de grade, deci rezultă că măsura unghiului CFE este egal cu 90 de grade. Avem de asemenea faptul că măsura unghiului FEC este de 30 de grade. Și atunci rezultă, conform teoremei unghiului de 30 de grade în triunghiul dreptunghic, faptul că CF, cateta care se opune unghiului de 30 de grade, este jumătate din ipotenuză. Deci va fi egal cu CO și OE, care toate sunt egale cu CE supra 2. Și egal putem adăuga aici cu 6 cm. Dacă adăugăm aici și faptul că OF este raza cercului și este egal tot cu 6 cm, atunci triunghiul nostru CFO
este un triunghi echilateral și perimetrul triunghiului CFO va fi dat de 3 ori lungimea unei laturi, adică 3 ori 6 cm este egal cu 18 cm. Ceea ce ne rezolvă atunci punctul A mic și putem trece mai departe la punctul B. La punctul B ni se cere să calculăm area triunghiului ACF. Triunghiul ACF, pe care l-am evidențiat aici cu verde, este, după cum putem observa, un triunghi obtuzunghic. Area unui triunghi se calculează folosind formula înălțime ori bază supra 2. Dacă noi vrem să construim înălțimea din F pe AC, fiind vorba de un triunghi obtuzunghic, trebuie să fim atenți la faptul că înălțimea nu are cum să fie în interiorul triunghiului. Imaginați-vă numai cum ar arăta o astfel de înălțime, nu? O perpendiculară din F pe AC în interiorul triunghiului. Sau mai rău, aceasta a doua variantă. Și atunci ce era de știut aici? Era de știut faptul că înălțimea își va avea piciorul aici, pe prelungirea laturii AC. Adică dacă noi construim distanța de la F la AC, construim distanța de fapt de la F la dreapta AC și dreapta AC este infinită, deci latura AC o putem prelungi până aici, punct pe care îl vom nota cu H, și vom zice că distanța de la F la AC este FH, care va fi înălțimea triunghiului obtuzunghic. Acum, indiferent de faptul că înălțimea este în interiorul triunghiului sau că piciorul înălțimii este pe prelungirea laturii, formula pentru area triunghiului este aceeași. Deci area triunghiului ACF este tot înălțime ori bază supra 2. Nu este înălțime ori bază plus prelungirea ei supra 2. Deci înălțime ori bază supra 2, unde prin bază înțelegem latura pe care am construit înălțimea, adică FH ori latura triunghiului care este AC supra 2. FH este distanța de la F la dreapta AC. Și atunci, și dacă ne uităm în triunghiul CFO, care știm acum că este un triunghi echilateral, FH este înălțime. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că FH se poate afla folosind formula pentru înălțimea în triunghiul echilateral, deoarece este înălțime în triunghiul echilateral CFO. Și atunci FH este latură radical din 3 pe 2, care este egal cu lungimea laturii este de 6 cm, 6 radical din 3 pe 2, egal cu 3 radical din 3 cm, deoarece am simplificat aici pe 6 cu 2. Bun. Și atunci FH, am obținut că are lungimea de 3 radical din 3 cm, AC va avea lungimea de 12 cm, nu? Deoarece știm că AB, BC, CO și OE toate au lungimea de 6 cm. Și atunci când calculăm area triunghiului, area lui ACF va fi egală cu 3 radical din 3, adică înălțimea ori lungimea laturii, 12, totul supra 2, simplificăm și este egal cu 18 radical din 3 centimetri pătrați. Acum, aceasta era o metodă pentru calculul ariei triunghiului. Dar aceeași arie a triunghiului se putea calcula și altfel. Și doar am să vă prezint această a doua metodă, nu am să vă o și scriu. Deci, ne uităm la triunghiul AFE. Triunghiul AFE are pe FC ca mediană. De ce spun acest lucru? Deoarece C este mijlocul laturii AE. AC și CE au lungimea de 12 cm, deci sunt congruente, ceea ce înseamnă că C este mijlocul AE și atunci FC este mediană în triunghiul AFE. Ceea ce trebuie să știm aici este faptul că în orice triunghi, mediana uneia corespunzătoare uneia dintre laturi ne împarte triunghiul în două triunghiuri echivalente, adică în două triunghiuri care nu sunt nici de cum congruente, cred că se vede foarte clar în desen, dar au aceeași arie. Și atunci aria oricăruia dintre aceste două triunghiuri este egală cu jumătate din aria triunghiului mare.
Și atunci, dacă noi cunoaștem această proprietate, întrucât în triunghiul AFE, FC este mediană, înseamnă că area triunghiului ACF și cu area triunghiului FCE sunt egale. Și atunci nu aveam nevoie de această înălțime FH, puteam să calculăm area triunghiului CFE, care apoi era egală cu area triunghiului ACF. CFE este un triunghi dreptunghic, lungimea ipotenuzei CE este de 12 cm și lungimea catetei CF este de 6 cm, deci puteam afla, folosind teorema lui Pitagora, lungimea catetei FE, obțineam că este de 6 radical din 3 cm și atunci calculam area triunghiului CFE, care ne dădea tot 18 radical din 3 cm pătrați și era egală cu area triunghiului ACF. Am discutat atunci și această a doua variantă, să trecem atunci mai departe la punctul C. Aici la punctul C ni se cere să arătăm că dreapta BF este tangentă la cercul de centru O și rază OE. Deci să arătăm că BF este o tangentă la cerc. Această cerință ne trimite înapoi la recapitulare, și anume la a ne aminti faptul că dacă ducem o tangentă la cerc într-un punct T, atunci raza OT este perpendiculară pe tangentă în punctul de tangență. Așadar, noi știm că dacă T este tangentă la cerc în punctul T, atunci R este perpendiculară pe T. Raza este perpendiculară pe tangentă. Dar și reciproca este valabilă. De ce acest lucru? Pentru că dacă noi considerăm dreapta OT în punctul T la OT, nu putem construi decât o singură perpendiculară. Și atunci, dacă acea perpendiculară este tangentă la cerc în punctul T, înseamnă că alta nu există. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că dacă noi vrem să arătăm că T este tangentă la cerc, atunci vom dori să arătăm că T este perpendiculară pe R sau că R este perpendiculară pe T. Același lucru. Pentru problema noastră, aceasta ar însemna să arătăm că BF este perpendiculară pe OF. Și odată ce ne-am hotărât ce vrem să facem, ne va fi ușor să arătăm că cele două drepte sunt perpendiculare. De ce spun acest lucru? Pentru că dacă suntem atenți la triunghiul BFO, în acest triunghi, BC și CO sunt congruente, deci C este mijlocul laturii BO, ceea ce înseamnă că CF este mediana corespunzătoare laturii BO. Dar noi știm deja despre CF că are aceeași lungime cu CO, de 6 cm. Și atunci triunghiul nostru BFO este un triunghi în care mediana corespunzătoare laturii BO este egală cu jumătate din lungimea laturii BO. Dar aceasta este teorema medianei în triunghiul dreptunghic, ceea ce va însemna că triunghiul nostru este un triunghi dreptunghic. Și atunci înseamnă că BF și OF sunt perpendiculare, OF este raza cercului și raza este perpendiculară doar pe tangentă, în punctul de tangență. Deci dacă dreapta BF intersectează cercul nostru în punctul F, iar OF este perpendiculară pe BF, înseamnă că BF este tangentă la cerc. Să ne scriem atunci rezolvarea. Pornim de la faptul că BC este egal cu CO, egal cu 6 cm, de unde rezultă că C este mijlocul segmentului BO, adică a laturii BO a triunghiului BFO, deci FC este mediana corespunzătoare laturii BO și noi știm că FC este de 6 cm din punctele anterioare și acesta este egal și cu BC și cu CO și este jumătate din BO, de unde ne rezultă, deoarece mediana
corespunzătoare laturii BO este egală cu jumătate din lungimea laturii BO, ne rezultă faptul că triunghiul BFO este un triunghi dreptunghic în F, întrucât BO trebuie să fie ipotenuza. Și atunci ne rezultă că BF este perpendiculară pe OF. Dar cine este OF? OF este rază a cercului de centru O și rază OE. Iar BF este o dreaptă despre care deocamdată știm că intersectează acest cerc de centru O și rază OE în punctul F. Dar o să scriem altfel ca să nu presupunem încă că e doar în punctul F. O să scriem că F aparține intersecției, adică F este un punct de intersecție al dreptei cu cercul, dar deoarece în acest punct raza este perpendiculară pe dreapta BF, ne rezultă că BF este tangentă la cerc. Deoarece, am să scriu aici în paranteză, raza este perpendiculară pe tangentă în punctul de tangență. Aceasta a fost atunci problema noastră. Mult succes în continuare!